Bine, ne vedem. Uite, începe repede. Înțeles că ai venit examen. Examen, ceea ce l-a foarte important. Pusionește la un cont. Facem și noi o recapitulare. De cap. Recapitulare. Pentru concurs, da? Concurs. Bun. Hai să începem cu un caiet și o un stilou costă să zicem 17 lei. Costă 17 lei. Deci un caiet și un stilou costă 17 lei. Dar să zic în prezentat așa. Un caiet plus un stilou egal 17 lei. Așa o să scrie, da? Da. Întrebarea este cât costă 3 caiete plus 3 stilouri? Trebuie să aplici 3 caiete și 3 stilouri. Deci cât costă 3 caiete și 3 stilouri? 17 plus 17 plus 17. De 3 ori, da? Păi și văd că de 3 ori. 17 plus 17 plus 17 și cam cât ar face, te rog? 21. La 1 dă 21, aici zic bine 1. 51. Perfect. Adică 10-le 30 cu 20 și așa. 51. Ai zis foarte, foarte bine. Cât costă, să spunem, 3 caiete și 5 stilouri? 3 caiete și 5 stilouri. Am putea mai face manevra asta? O, da! Cum? 51 îl despărțim în două. Pe 51 îl despărțim în două? Da, ca să putem să aflăm caiete și stilouri. Caiete și stilouri. Și după aia, când avem caiete, stilouri le numărim cu 2. Așa, interesant. Dar cum să le despărțim în două? Așa, mod egal. Nu știu, asta e povestea. Să vedem, nu pot să... Da, mod egal. Dar de ce? Dar nu ai fi costă de încălzit. Nu știu. Pentru că sunt la fel. Deci 17. Și acum povestea... De 17 îl despărțim în două. Eu am trebuit să dau cam cât costă astea, să-ți dau eu informația asta și tu să afli cât costă un stilou. Da. Da? Deci îți dau eu informația că, iată, acestea, împreună 3 caiete și 5 stilouri, costă 71 lei. 71. Cât costă un stilou și cât costă un caiet? Întrebarea asta. Nu de gal. Nu? Gândește-te așa. Ești la etapa asta. 3 caiete și 3 stilouri costă 51. 8 lei. Iar 3 caiete și 5 stilouri costă 71. La 71 ești 51. Așa, că tu vezi că la caiete la fel sunt aici. Da. Și apare surplusul de la stilouri. Și ai să faci. De acord cu asta. De 71 minus 51 egal cu cât? Egal cu 1 sunt 0. 20. 20. 20 costă? Ce? Ce? 20. Stilouri. Adică câte stilouri costă? 5. Nu. Atenție. 5 stilouri. Nu. 3. Ce-ai făcut?
Nu, 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 e foarte atent. La comparație, în momentul în care ai scăzut, la caiete n-a fost fructusul. No. De unde provin așa și pe 20 de lei? La 20 de lei! Asta e, da! Asta e! Deci 20 de lei costă... Deci 20 lei costă 2 stilouri. Dacă 50! 50 că erau așa. 50. Mai adăugam un 0. Deci, dacă 2 stilouri costă 20, un singur stilou? 10. 10. Deci de aici rezultă că un stilou egal 10 lei. Pentru că am împărțit în două. Stilourile au același preț. Da. Am împărțit 20 în două. Părți egală și am găsit 10 lei costă. Da. Dar un caiet cât va costa atunci? Un caiet cât va costa? Gata, am zis la... 3 cu 3. Deci, ori acolo, ori unde ar fi cel mai bine? Uite-te toată informația asta de la început. Tu poți, e bine cum ai gândit. Ai spus să te duci, un stilou știi cât costă, 10 lei. Dar 3 stilouri cât o să costă? 30. Așadar, în unde 3 stilouri pui 30 de lei. Da. Și bine, 3 caiete, 3 caiete plus 30 de lei, prețul pe stilouri, egal cu 51 de lei. Corect. Da? 51. Și-am luat 3 caiete, cât ar să coste? Nu mai 3 caiete? Da. 90. 90. 30 plus 30. Atenție. Deci 3 caiete plus 30 de lei fac 51 de lei. Da. Și acum, cum afli 3 caiete din relația asta? 8 lei. Nu, ai necunoscut. Prin x plus 30. Așa. 51. Forma aceea de adunare, x plus 30, egal cu 51. 51 minus 51 minus. Așa. Deci de aici rezultă sus 3 caiete costă egal cu 51 minus 30. Și cât face? 51 minus 30. Deci face cât? Egal 1 minus 0, 1. Da. 5 minus 3, 2. 21. 21. Deci, iată că acum știu foarte bine. 3 caiete egal ca preț, nu 21 de lei. Atunci un caiet, un singur caiet, cât va costa? Păi dacă e 21 pe 21... 3, 21. Dar acum unul singur? 21 îl dispar. Îl dispari în câte părți? În două. Nu în două. În trei. În trei, sunt trei caiete. În trei. Așa, suntem cine? E cu părți egale. Cine și cu cine și cu cine de trei ori adunat să facă 21. Așa e poveste. Hai să vedem. Să încercăm. Cine plus cine plus cine de trei ori adunat? Mama, dacă de 23, nu știu, dacă vedem cu cine. Da? Da. Trebuie bine. Trei. Trebuie. Trebuie să facă 21, dar nu te poți gândi la treaba mulțirii. 3 ori cât de 21? Da, 3 ori cât? 3. 3. De 7 ori. Așa! Deci 3 ori 7. Deci înseamnă concret că ăsta e 7 ori 3. Bine. Înseamnă 7 cu 7 cu 7 de 3 ori, da, face 21. Iată că răspunsul corect este acesta. Dacă un caiet și un stilou costă 17 lei și am ajuns să am dat și informația că 3 caiete și 5 stilouri costă 71 de lei, tu ai făcut foarte repede calculul și ai ajuns să constați de aici răspunsul corect. Un caiet costă cât 7 lei, iar un stilou costă 10 lei. Hai să mai facem cu una și să fie foarte atent. Ai văzut unde puteai să mă umbli mai repede? Nu. Nu? Nu, foarte bine de intervenit tu. Da?
deci, în alte părți. Mai e doi de aici, mai aici. Doi de dus aici. 5 cu 3. Nu, nu, nu. Câte relații? Ce relații mai ai pe tablă? 3 caiete? 3? 5? Mai încolo ce mai este? Un caiete. Un caiete și un stilou. Costă 17 lei. Și cum tu știi este vreo 10, care e vreo 10 minus 10, 7. Și nu mai știu ce ai 3 ori, cât face 21? Da, că el a fost greu să-i dă lucrurile. Nu a fost greu, dar mie mi-a plăcut că tu te-ai dus acolo. Da, ai făcut o probă la ta la mulțire, sigur că da. Foarte tare. Uite, un caiet și plus un stilou costă 19 lei. 19 lei. Două caiete plus trei stilouri costă două caiete plus trei stilouri. Ia să zic, nu, nu. Două caiete plus cinci stilouri. Hai să mă vezi, ești mai tare. Deci două caiete și cinci stilouri. Egal. Că acum spun. Doi.
Deci, un singur caiet și un singur stilou costă 90 lei, două caiete și 200 de lei costă. Uite că când am zis data trecută, un caiet și un stilou costă 17 lei, când am zis 3 caiete și 3 stilou, ai zis repede. 17, 17, 17 lei. Suma de 3 ori. Acum... Și am trecut plus 19. Așa mă vreau să fie. Deci 19 plus 19. Și face cât? Ia să faci matematica asta. 19 plus 19. 38. Foarte tare. Aici voi spune de desubt. La asta adaug două caiete plus două stilouri. Salut. Salut, aici o fiu. Aici o să fiu. Deci pun de desubt două caiete plus 5 stilouri. Sub asta. 5 stilouri. Egal cu 90 de lei. Și acum... Nu, profesor, ce să fac? Două caiete plus... Nu, am pus o relație aici. Două caiete plus... 5 stilouri plus 90 de lei. Acum tu știi că două caiete și două stilouri costă 38, da. Iar două caiete și 5 stilouri costă 90. Că s-a făcut unul, tu îți fac 38, îți desparc în două. 38, îți desparc în două, ca să aflu un stilou cât costă. Să vezi că nu sunt egale ca preț. Deci noi trebuie să ne gândim foarte bine. Acum ai baftă că sunt... Așa ca să aflu ce? Ca să aflu 5 stilouri. Nu, 3 stilouri, asta e. Deci diferența de preț vine de la 3 stilouri. Așadar, facem 90 minus 38 egal cu... 0 minus 8 nu se poate, ne punctăm. 10 minus 8, 2. Da. Și 8 minus 3, 5. Așa, deci 5 ori, da? 52. 52 lei. Costă? Costă cât? Costă 3 stilouri. 3 stilouri. 3 stilouri. Și acum cât costă un singur stilou? Șerpați. Aici este povestea. Ia să vedem dacă e data asta. Dacă merge, e problema. Dacă e bună. Dacă se potrivește. Dacă se potrivește. Și dar prost problema, habar n-am. Poți să dau... Ce ar trebui să faci acum? Trebuie să afli. Dacă 3 stilouri costă 52, un singur stilou... Să încercăm cu 17 lei, fie o fi 17 lei fiecare, ia să vedem. Să încercăm.
17 plus 7. 17 plus 4. 7 plus 3 poate fi 21. Păi și de mână 1. Tot mai bun. Da, 51. 51 și 54. Dacă ce vrei cu 16 și mai puțin. Și mai puțin, da. Să încep. Nu sunt parte. Când dacă era clasa 5-a, spunea... Ai putea să spui așa. Ai putea să spui, profesor, ne-ai făcut bine problema. Da, profesor. Ai dreptate. N-am spus. Ei, fă-ți ceva, da, acolo, dar cred că nu-i bună problema. Uite ce faci, atâta. Două caiete și două stilouri costă 38. Da. Iar două caiete și 5 stilouri costă 80 de lei. Da. Două caiete plus două stilouri egal. Deci două caiete și 5 stilouri costă 80 de lei. 38, două caiete. Deci două caiete și două stilouri, 39. Stilouri egal 80. Două caiete și 5 stilouri egal 80. Acum, ce scădere facem, ai spus tu? 80 minus 38. 80. Sper să meargă 80 minus 38. Egal cu? 0 minus 1 se poate, ne împrumutăm. 2 rămâne la final. Da. Se poate! De 42! 42, da? Da! Și are să se poate în 3? Da, 21 și 21! Da, 3, mă, când spune. 42 costă... costă 3. Nu e egal? Păi da, costă 3 stilouri. Nu, că trebuie să... Frizați, un stilou de aceeași marcă, aceeași calitate. Deci de aceea, să vedem. 16 plus 16 plus 16. Să vedem. Să vedem. 16 plus 16 plus 16. Egal cu, să vedem cum facem. 16 plus 16 plus 16. Ia să vedem. 6 plus 6, 2. Da. Cu 6. Cu 6, 8. Bun. Bravo. Și? 28. Punem 10. Așa. Cât trebuie să ne dea? 42. Nu, de 48. 48. N-am nimeni, n-am nimeni de 16. Scădeam un pic. Hai, coborăm. Puțin. Cu cât crezi? Cred că... Cât oră? 16? Hai să începem cu 15. Hai să vedem. 15 plus 15. Da, nu dă. Hai nu dă. Nu dă. Nu dă. Pentru că nu dă rest. Deci, dacă a dat 5, era mai mare. Deci, cifra unităților e 5. E mai mare. Hai să coborâm. Deci aici ar face 45, nu? La 14. 14 încercăm. E bun 14. Hai, lasă. Da, e bun. 4, 4. 4, 22 și adăugăm 2, 3, 4, 5. 4 ori 3, 12, 22. Da, mă, te-a făcut bine. 4 ori 3, 12. 12. Așa. A, au zis 2 și 1. Așa. Ia vezi. Ia, hai, 4. 2. Și 1, nu? Merge! Mers, excelent! Excelent, asta este. Deci un singur stilou, ai văzut?
La început nu ne-am prins cam cât ar merge, am încercat cu 16, era mult până la 4, am mai scăzut, și am venit la 14. 14 este soluție. Și atunci spunem că un stilou costă 14 lei. Cât costă un caiet? Cât costă un caiet? 10 lei. De ce 10 lei? Nu! De ce? Dar nu dai la întrebare. Nu, stai că... Dacă adăugăm 14 la 19, scriem 19 minus 14 și ne aflăm stilourile. Afli? Caiet și un stilou. Și aici ai pus 14. Așteptați. 19 minus 19. 19 mai mare. Cel mai mare. Adică, prețul al Motorola? 5. 5. Un caiet de cu 5 lei. Foarte, foarte mare. Deci, am avut o șmecherie nemaipomenită. I-am dat așa, un caiet și un stilou costă 19 lei. Două caiete și 5 stilouri costă 80 de lei. Domn profesor, am greșit, am făcut 90. Și după aia nici un pic mai. Nu mai mers deloc. A trebuit să refac problema, că am încercat așa. Ceea ce a fost votat e spectaculos, pentru că el trebuia să înțeleagă că mulțești, deci un caiet și un stilou costă atunci, neavând posibilitatea să compare un caiet și două caiete, cum am avut aici, da. L-am împins spre ideea asta să mulțească de două ori. Două caiete și două stilouri face 19 și 19, 38. Și acum, având două caiete... I-ați văzut ce ați făcut. Și de aici el a comparat și a zis, n-am treabă, surplusul vine de la stilouri. Se sizează că surplusul până la 80 de lei, la 38, stilourile sunt cele care... Nu, de 3. Da, cele 3. Da. De unde că costă cele 3 stilouri. Și acum povestea era cum nimerim noi. Am muncit acolo. Da. Și cum să nimerim noi asta? Să încercăm. Asta. Trebuie să scriu prima relație, că nu am scris. Te rog să scrii. Așa. Este teribil, foarte. E natura lui, da? Da, faceți un pic sinteză. Mai mult. Frumoase orele noastre, da. Și de aceea tu te dai greu plecat de la ora de matematică. De așa acasă, cu drag faci. Este extraordinar. Când el simte că e în largul lui, da. Descoperi. Pentru data viitoare să faci... Da? Diferită, da? Sunt exact, și la fel. Exact. Deci, da. Ei, hai să spun cum compune problema asta. Aștept mai da? Numai atât și ne oprim în dată. Da. Să vezi care e șmecheria. Fii atent, atenție la vă profesor. Da? Să vezi cum fac eu. Eu mi-am un caiet. Și am zis 5 lei. Vrei prețul? Da. Când compun, în momentul în care compun problema, eu iau prețul. Un caiet, un stilou, am luat 14 lei. Eu, nu ți-am spus ție. Le-am adunat și da. Un caiet și un stilou costă? 19 lei. Da. Și am zis așa, un caiet plus un stilou egal cu 19 lei. Acum, am formulat cea de-a doua relație. Da. Două caiete plus 5 stilouri. Dar două caiete, eu știam cât costă un singur caiet. Două caiete o să coste cât? 10 lei. Da? Că un caiet e 5 și încă o dată 5 fac 10. Iar 5 stilouri înseamnă 14 plus 14 plus 14 plus 14 plus 14 plus 14 de câte ori? De 5 ori. Și am adunat toate. 14 plus 14 plus 14 plus 14 plus 14 plus 14 și vine 4, 8, 12, 16, 20. Și 20 și atât cum ai ieșit 1, 2, 3, 4, 5 cu 20, 70. Și am pus 70. Deci eu știu
Asta am vrut să spun. Eu știu timpul liceu. Răspunsul. Ca să formulez. Da, dar trebuie să am greșit aici la mulțire, la adunare. La adunare am greșit. De-aia m-am spus 90. 5. Da? Așa. Și tot profesor știi niște tabla mulțire și unul ăsta îți fac cu 14, cu 14, cu 14, cu 5. Deodată îți fac. Dar acum aștept. Uite, povestea este așa, pentru mâine, pentru luni, îmi compui o problemă de asta șmecheră. Da. Da. O problemă șmecheră de asta, în Sebastian, și vreau să mă prind, să mă pui pe mine să văd dacă, să vezi dacă mă descurc. Așa se cheamă metoda asta, că se comparație. Deci, probleme. Prin metoda comparație. Și în loc de mulțire, am făcut atunci. Am luat succesiv. Împărțirea prin adunări repetate. Gata, oprim. La revedere! Să ne uităm la ce îți va abona la Profonan. La revedere! Și să spunem la toți prietenii. Așa. La revedere! La revedere!